caught in the crossfire. Ne plecăm după Adelina la grădiniță. Afară a plouat un pic. Hai. Nu ce curat ești, hai ia-ți Viozana. Geaca de jos. Asta e alu Fabio. Așa. Și m-a spăgat pe cușoare. Haide. Am luat-o pe Adelina. Parcă plouă un pic, nu prins un pic ploaia. Dar nu tare, picură. Astăzi trebuie să mă duc să iau ulei de cannabis lui Alexia de la farmacie. Cosmina azi dimineață la doctorul de familie și era închis. Nu știu de ce. Normal trebuia să fie deschis, era închis și nu ne trebuia rețetă pentru ulei de cannabis. Adelina și-a căutat alt doctor prin alt, printr-un sat pe aici. I-am dus foile de la spital ca să vadă că îi administrăm ulei de cannabis și planul de medicament și ne-a dat el rețetă. O dus-o la farmacie și eu trebuie să mă duc după amiază, la ora 4, trebuie să mă duc după medicament. Bine că se poate să-ți dea alt doctor rețetă. Îi duce actele, dovezi că trebuie să iei planul de medicament și îți dă rețetă. Dacă nu ne dădea rețetă, nu știu ce făceam, că nu cred că mi-ajunge până luni. Ar trebui să mi-ajung până luni pe amiază, dar nu mi-ajunge. Adelina, așteaptă-mă! Mai am eventual mâine și duminică dimineața, dacă mai am. Asta e învățător de minte. Să mă duc mai din timp. Dar am tot lăsat de pe o zi pe alta și... Adelina, așteaptă-mă! Ne-a prins ploaia un pic, dar Adelina nu vrea să meargă mai repede. Hai, Didi! Cât e de muldară? Cât ești de muldară? Ești neagră. De ce? Să aștept? Nu vezi că ne plouă? Cât să mai aștept? Astăzi am uitat să mai filmez. Nu prea am avut astăzi chef de vlog. Am fost după medicamentul Alexiei, după ulei de cannabis la farmacie. Am avut de mers o oră dus întors. Și mă doar picioarele. Nu prea sunt învățată să merg așa de mult pe jos. Și am uitat să mai filmez. O stat mama cu copiii. A venit și mama din România și o stat ea cu copiii. Din nou am împachetat morman de haine. Care sunt împachetate, celelalte acum le-am luat de pe uscător, pentru că vine ploaie, tună, și arată ploaie, fulgere, tunete. Mama e cu tot cu coada de la porc, nu știu cum se numește, și mi-a adus mama câteva bucăți și am pus să fac o ciorbă cu leuștean, mi-a adus și leuștean. Am vrut să fac mâine, dar Kevin doarme. Și oricum mai am doar niște paste pe care le-am făcut astăzi după amiază, le-am făcut pe la două. Și mi-am zis să fac și o ciorbă, să nu fie doar pastele alea. Mie eu nu prea mănânc paste. Nu prea îmi plac pastele. Am făcut paste carbonara. Și
Și am început vlogul ăsta astăzi, dar o să-l continui și mâine. Poate îl postez mâine, după amiază sau mâine seară. Pentru că aș vrea să postez o zi da și una nu. Am încercat să postez în fiecare zi, dar nu se mai poate. Dacă ar fi Kevin cu minte, da, dar așa... Nu. Cred că la două zile este suficient. Lexuța! Bravo! Deci, mie una am venit să o iau razna. Toate jucăriile le-o scos, toate. Trebuie să... Uitați patul ce hal arată. Deci nu mai știu ce să mai spun. În fiecare zi e așa. În fiecare zi trebuie să fac același lucru. Curățenie. Cred că v-am înnebunit și pe voi cu curățenia. Dar nu se mai poate. Toate le-o scos de la locul lor și uite așa arată toată casa, nu doar aici. Îi dezastru peste tot. Și dacă nu aș face curățenie, dar fac în fiecare zi curățenie. În fiecare zi. Tu ești fănanii, măi băiatule. Băiatule! Ia-ți fănana, nu te mă lăde, băiatule! Băiatule! Fă-ți nana, iubesc! Ba, 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 ba! Fănani, băiat! Lina, haide și mă ajut aici. Hai și mă ajută să strângem jucăriile, că tu le-ai dat jos. Aștept. Haide. Haide să facem aici. Ce-ai făcut aici? Nu! Uite ce bună că ești pe picioare. Nu pot, Idia. Cum nu poți? Dar de răsunat ai putut? Nu pot, Idia, dar nu pot. Poți? Nu pot. Hai. Uite, găsește toate piesele de la asta și pune-le aici. Hai. Uite. Hai. Nu pot. Nu poți. Nu pot. Poți. Nu. Didi, hai și mă ajut. Hai să facem repede. Găsești toate piesele de la asta, da? Uite-le!
deci nu știu, nu știu la ce jucării să mai renunț. Aș mai renunța la ele, dar la care? Aici sunt puzzle-uri. Trebuie să le mai scot, să le mai dau să joace. Le-am pus în fugi în astea de la Shein, ca să nu se amestece. Asta cu alfabetul. O să ne jucăm astăzi. Chiar nu știu, sunt așa din îngrămădite pe aici. Să le scot astea, să le pun mai la vedere. Aici are un joc, Adriana l-a primit de ziua ei. Chiar erau niște piese. Așa apare el. Și sol care luminează. Și pe aici l-au amestecat. Și aici tot felul de... pentru mașinuțe. În camera fetelor am terminat. Mai trebuie să șterg pe jos. În rest am terminat. Doamne, cât de urât filmează telefonul ăsta. Parchetul nu este așa de închis la culoare. Este alb aproape. Dar pe telefonul ăsta așa se vede. Foarte urât. Da. Mă de noi ăștia afară să joace. Dar nu prea are cușinii, adică îi singurăm. Ce-i Didi? Mai cu cine să te joci, a? Noroc de grădiniță, ca altfel. Voi și mama cu Kevin în parc. Am scos la aer. Doamne, parcă e prima dată când o filmez. De mâncare pentru seara asta am făcut un pui la cuptor cu câțiva cartofi. Am pus puiul întreg. Iar acum mă apuc să fac un sos de usturoi. O nouă zi. Eu mi-am spălat părul, pentru că seara n-am mai reușit. Ieri am avut foarte multă treabă, mi-a făcut curățenie în casă. Tot am spălat pe jos, am curățenie cum trebuie. Am mai stat mama cu Kevin, l-a luat afară, în parc, l-a ținut la aer, l-a mai luat la ea acasă. Și de asta am putut să fac mai multă treabă. Și am spălat toți copiii și eu n-am mai reușit decât duș, atât am făcut aseară și astăzi mi-am spălat părul. Eu acum mă pregătesc, vrem să ieșim, nu știu, la o înghețată, cred. Să ieșim pe afară. Se anunță foarte cald astăzi.
27 de grade. Așa am văzut pe telefon. Și vrem să ieșim un pic pe afară. Mă pregătesc un pic, dar nu foarte tare. Eu nu prea mă machiez, cine știe ce, adică eu când ies așa la plimbare sau nu mă machiez foarte tare, decât un pic de fond de ten, rimel, un ruj mai nude, așa, maroniu, nu prea, eu nu prea mă dau cu roșu, cu, eu trebuie să mă uit în oglindă, că altfel nu văd. Mi-am pus și eu telefonul aici, vai de capul lui, că nu pot să-l pun în baie, baie este foarte mică și nu prea am unde să-l pun. Kevin doarme, am făcut și am mâncat, adică eu nu prea am mâncat, l-am dat la fete, l-o consumit. Eu nu prea am poftă de mâncare. Atât de grasă mă face telefonul ăsta. Eu, în realitate, parcă nu sunt așa de grasă cum mă vedeți voi pe telefon. Adică mă uit în oglindă, mă văd într-un fel. Mă uit în telefon, mă văd în alt fel. Telefonul mă face mai grasă. Și mai bătrână. Când mă uit în oglindă, eu mă văd mai tânără. Altfel, când mă uit la vloguri, mă văd mult mai bătrână. De asta unele persoane au spus că nu credeau că am 24 de ani. Dar, într-adevăr, telefonul mă face mai bătrână. După părerea mea. Acum nu știu. Vreau să mă întrebați și fond de ten folosesc. Eu folosesc pe acesta de la Catrice. De foarte mulți ani, adică din totdeauna îl folosesc pe ăsta. Am vreo 3. Dar unul este prea închis, ăsta este 030 și este foarte închis pentru mine. Dar vara pot să-l folosesc când mă bronzez. Acum fac sprâncenile cu o mascara de la Essence. Trebuie să mă uit în oglindă. Acum le perii puțin așa în sus. Da, nu, că nu mă pot uita în telefon deloc. Simplu. Iar acum mă dau cu un rimel. Și un pic de ruș. Și cam atât. Cam asta îmi fac eu. Machiaj zilnic, să-i spun așa. Foarte simplu. Fond de ten, rimel, un pic de ruj și sprâncenele foarte puțin făcute. În rest, nu fac altceva. Mergem undeva, nu știu, să stăm într-un loc. O intra cu sine la Pecosia ceva, un suc. Am vrut să mergem la Înghețată, dar încă e închis. Deschid de la 2 și acum e 12:43. O să mergem după... Tate! După aia. Unde-l vezi pe tate? Tate. Unde? A, da, uite. Ale merge, parcă dezmembrează. Ale merge, dar n-ar merge. Am greșit clămile de păr, trebuia roz lui Alex, așa alb lua Adelin. Da, lasă-l! Mă opresc că țâpul la cineva. Oi, 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 și caldă. Caldă? Noi am fost și am făcut câteva poze. La fetele nu au vrut să stea. Adică nici Kevin, da. Nu vor să stea la poze. Uite-a, uite-a!
Rață, da. Rățușca. Asta acolo. Te zic că vine bicicleta. Apia apa asta e istătută. Uite rata asta. Uite lângă copac aici. Uite. Are you on? Rața! Ce? Nu-ți place? Ce poți de acum uita nu-i da. Da, o rață, uită-te la ea, rață! Da! Ova de mină. Nu mai poate. Hai. Ova, uite că cade de funcționează. Avem o dronă de mult luată, dar nu am încercat-o niciodată. Pune-l că pun telefonul eu. Pune-l tu prima dată, vedem dacă funcționează. Și acum să o încercăm. Dacă mergem în România, o luăm să filmăm de sus. De ce ți-ai Naș, iubitule, ce faci? Frumos, mi. Vin încoa. Trage de ăla. Trage tare. Dar vezi să nu pui butonul. Da, da. Trage tare. Dă-i drumul. Adelina! Vin încoa. Vină cu așa, Adelina! Adelina! Alexia! Alexia! Ale! Muzica! Ce-ai? Hmm? De ce te strâmbi? Ia, dă mânuța. Kevinaș! Din păcate n-am mai înălțat drona. Când am avut voie acolo. N-ai voie oriunde să... Zonă securizată sau ceva de genul, nu știu exact cum se cheamă. Îmi dădea că nu... Nici nu măcar nu pornea. Și... Îmi spunea să ies din zonă ca să pot să ridic. Nu, oriunde putem să o înălțăm. Dacă ne-a lăsat pe Cubaș, o să o luăm în România. Acum mergem la Căpșuni. Nu era în plan, dar... Sunam cu mătrii dacă merge la Căpșun că se duc și ei. Noi tot am mâncat Căpșun săptămâna asta, am avut o grămadă de căpșuni. De la Olanda. Da.
așa. Mergem la căpșuni. Doar că Adelina a adormit și Alexia a adormit. Alexia se trezește. S-a trezit? Mm-hmm. Trebuie să fac crize de mă. Mi se disfac unghiile, se despică. Kevin nu prea a adormit. Dar văd că tot nu adorme. După aia cred că mergem acasă, că m-am luat o durere de cap. Ne-am plimbat o grămadă. Și e foarte cald. Am ajuns aici la căpșuni, vai, dar nu mai pot, cât de tare mă doare capul la soare. Că e foarte cald. Aia suntem noi, toată gașca noastră. Suntem mai mulți la căpșuni. Mai mulți români. Eu m-am întors înapoi să iau căruciorul lui Kevin, că eu l-am luat cu scoica.